Și bună seara, bine v-am găsit la jurnalul unei emigrante. Astăzi vom mai scrie o istorie. O istorie a unei femei care a fost luna aceasta susținătoarea acestui program. Așa că o prezentare, o mică prezentare, cine va fi, o să dau un filmuleț. Așa că urmărim! Pagina de YouTube În Bucătărie la Zidana Osacona, rețete ușoare, găsești rețete culinare noi în fiecare zi. Măști pentru ten și podoaba capilară, uleiuri naturale 100%, creme care le poți prepara acasă, diferite tratamente naturale. Abonați-vă la canalul de YouTube pentru a primi notificări când apare un video nou. În Bucătărie la Zidana Osacona găsiți rețete ușoare și delicioase. Așa că astăzi o am alături pe Zidana Osacona și vom discuta despre proiectul ei. Bună seara, Zidana! Hei, bună v-am găsit și bună seara la toată România! Uite, vreau să-ți mulțumesc în primul rând că mă ajuți cumva ca să merg și eu mai departe și asta e bine și chiar vreau să te întreb dacă femeia poate să ajute altă femeie. Eu știu că tu poți, dar alte femei, mai ales că am înțeles că tu ai un grup foarte mare, ai un grup peste 100.000 de femei și cum voi reușiți să vă înțelegeți una cu alta? Bună seara la toată lumea, mă numesc Zidana Osacona. Nadiușa, să știi că femeia are o putere foarte mare. Femeia e dată de la Dumnezeu. Femeia prin răgăciune și prin fapte bune, ea este înțeleaptă. Femeia dovedește absolut totul. Nu există femei rele, nu există femei urâte, femei care nu se pot face ceva. Deci femeia are o putere foarte mare. Da, deci eu sunt fondatoarea la grupul Învață a găti cu mine sau Învață a găti cu noi. Eu mai sunt și fondatoarea la pagina În Bucătărie la Zidana Osacona și la canalul meu de YouTube În Bucătărie la Zidana Osacona. În grup și pagină noi suntem o echipă foarte frumoasă de femei din toată diaspora, absolut din toate colțurile ale lumii. Și toate femeile ne ajută cu un sfat bun, cu un lucru frumos, cu rețetă. Deci nemaipomenite de lucruri frumoase poate face femeia. Eu mă bucur pentru că tot timpul, de când cunosc, asta au fost, te-am cunoscut înainte de anul nou, tot timpul ai așa o voce calmă, ești pozitivă. Și cum tu te menții? Mai ales că noi o să discutăm acum cum tu ai început, de unde vii, de ce te numești Zidana Osacona, ai așa un nume mai diferit. Dar vreiam anume să spun... cum tu, pentru că știu că când ești puțin mai cunoscut, este multă lume răutăcioasă, pot să zic, pentru că am întâlnit și eu. Cum tu treci peste asta? Nadejde, știi, eu n-aș zice că este lume răutăcioasă, este lume bolnavă, dar lume răutăcioasă nu există. Eu, chiar pe canal, chiar în grup, chiar pe pagină, întotdeauna am făcut o familie frumoasă, un cuib cu flori frumoase, o grădină frumoasă cu flori. Deci dacă o femeie a venit cu o critică, noi trebuie să înțelegem că doamna a venit cu critică nu că a vrut. Dacă ea cere un ajutor dinăuntru, înăuntru ei, în sufletul ei, este ceva gol. O femeie înțeleaptă, o femeie deșteaptă, o femeie frumoasă, niciodată n-a critici. Ea, dacă nu-i place de Zidana sau de A, B, C, ea merge înainte, dar nu critică niciodată. Cine critică? Oamenii care le trebuie ajutor. Oamenii care au nevoie, care sunt negri în suflet și au nevoie de psiholog, de sănătate și de multe alte lucruri. Deci eu n-am întâlnit, mă scuz, eu n-am întâlnit în viața mea persoane răi. Eu am întâlnit persoane bune. Eu dau iubire și primesc iubire. Deci eu nu pot să dau la persoană un ajutor, un sfat, iubire, absolut totul ce e frumos și eu îți primesc rău. Asta e imposibil. Eu dau iubire peste tot și toată lumea îmi dă iubire.
Zidana, eu vreau să-ți mulțumesc pentru că se vede că tu ești o persoană pozitivă și iubitoare și dai multă iubire pentru că tu atragi asta și vreau să te anunț că aproape niciodată la jurnal, niciodată de când am început anul trecut proiectul ăsta, nu am avut aproape 200 de urmăritori să ne vadă online. Eu vreau să vă mulțumesc la toate femeile care acum, deja e ca 200 de femei, ne urmăresc. Tu ai adus în familia jurnalului, vreau să-ți mulțumesc pentru că dacă tu nu erai bună sau pozitivă, nu cred că în seara aceasta avea atâtea femei frumoase să ne urmărească. Uite, eu cred că aici sunt foarte multe femei curioase. De ce anume, de unde Zidana vine și de ce anume se numește Zidana Uzacovna? Poate multă lume știe că tu vii din Republica Moldova, pentru că știu că ai urmăritoare chiar și din România, frații noștri români, și de asta vreau să ne spui, de unde se trage acest nume și de unde îți vin, îți se trag rădăcinile? Așa, Nadejda, eu mă aflu deja de foarte mult timp, undeva 15 ani, mă aflu în Portugalia, eu trăiesc în Portugalia, eu sunt căsătorit, sunt foarte bine căsătorită. Dar m-am născut în Republica Moldova, dar nu sunt moldoveancă, deci sunt curată uzbeacă. Da, tatăl meu a fost uzbec, eu sunt dintr-o familie uzbecească de atâta și de aia și mai schivonosesc limba noastră. Eu vorbesc la moment și spaniola și italiana, învăț la universitate portugheză, mai vorbesc și rusa, mai vorbesc și ucraineana și cam nu vorbesc curat, curat, dar dacă am să mă schimb, lumea n-a să mă iubească. Lumea mă iubește cu accentul care eu îl vorbesc, cu acest accent care eu îl am. Eu sunt fică de uzbec, tata meu a Aici fost... vedem, scuze-mă că te întrerup, aici vedem chiar în o fotografie cu părinții tăi, este tatăl tău și mama ta, pentru Da. cei care nu cunosc. Da. Deci, tatăl meu a fost uzbek, a fost ca anul acesta ne-a părăsit, dar mama mea este moldoveancă, s-au cunoscut în Republica Moldova. Deci, tata a furat-o pe mama, a furat-o de pe stradă. Deci, ei veneau în anii 60, au venit din Uzbekistan ca să facă drumurile în Republica Moldova, se numea șantier. Și mama venea de la lucru, mama era o fetiță de 17 ani, 18 aproape, și tata muncea pe șantier cu tractorul. Și am întrebat-o la moment așa o întrebare, de unde te duci? Mama a spus să mă duc, vin de la lucru, ori vin nu știu de unde mai să se e. Și tata a spus un cuvânt așa, uite-te la mine, dacă tu ești fată, eu acum te fur cu mine. Adică dacă tu ești virgină, că iau a lor religie pe atunci, anii ce, da, anii 60 și a furat-o pe mama, a luat-o în tractor și a dus-o acasă și a spus bunicii și bunielul, că bunielul era curat uzbek, că îl chema Adil, îi zicea Adil, Adil Uzak este, se traduce drum lung, drum frumos. Și a spus Mike, asta este mireasa mea, ea rămâne pe veci aici cu mine. Și de acolo s-a transformat grădina frumoasă. Deci tata a fost un bărbat foarte inteligent, tolerant, frumos. Toată viața ei n-a numit-o pe mama, cum o numea, cum îi zicea pe nume, dar a fost jumătatea mea. Toată viața i-a spus jumătatea mea, gogoașa mea, iubita mea. Deci erau toată viața ca doi culubei. S-au iubit foarte frumos, au avut o poveste foarte frumoasă, au trăit 50 de ani fix și acum a rămas mama, ne bucurăm de mama, la mulți ani mama, să trăiești, ea ne vizionează, știu precis când ne vede acum. Și de aici am venit numele Zidana Uzacovna, fiindcă eu nu sunt curată moldoveancă, dar eu sunt uzbecică. Multă lume ne dau întrebarea aceasta și pe YouTube și pe pagini, Zidana, de ce Zidana și de unde vii? Da, eu nu sunt moldoveancă, eu sunt uzbecică, dar vorbesc și moldoveancă, vorbesc și română, vorbesc și rusă, vorbesc și multe limbi.
Uite, deja ne urmăresc 335. Asta, tu ai atras o comunitate întreagă. Vreau numai aici să dau, văd că lumea ne urmărește din Germania, din Olanda, Veneția, Italia, Moldova, Chișinău, din Sankt Peterburg. Așa că bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Astăzi, o vom descoperi sau vom intra în bucătăria Zidanei și vom descoperi acolo, nu știu, mai multe. Multe secrete nu, pentru că eu vreau mai mult să arătăm partea asta profesională, cum Zidana ai reușit să construiești o comunitate așa de mare. Așa, da, Nadejda, ai dreptate și o comunitate frumoasă. O comunitate de femei înțelepte. Niciodată nu m-am gândit că pe lume unde noi trăim, aici, pe lumea aceasta frumoasă, sunt atâtea doamne înțelepte, sunt atâtea doamne cu inimă mare. De exemplu, o chestie foarte frumoasă care mie îmi place. Că, de exemplu, cineva îmi dă o întrebare pe YouTube și eu nu o dovedesc, că eu deja am ajuns la 33 de milioane de persoane mă urmăresc. Măști, măști pentru păr, ten, pentru diferite boli de piele, medicamente naturale, plante naturale. Și dacă vede persoana că eu nu am dovedit să răspund la întrebare, automat altă persoană vine cu un sfat frumos. Automat altă persoană vine cu alt sfat frumos. Deci o comunitate foarte frumoasă. O comunitate de femei foarte înțelepte. Suntem de la persoane chiar care au făcut școală și care nu au făcut școală. Dar să vezi ce întrebări frumoase, ce răspunsuri. Te iubesc. Toată femeia îmi răspunde automat. Te iubesc, Zidana. Deci este, cuvântul te iubesc este o putere foarte mare. Cuvântul de iubesc înseamnă liniște, pace în sufletul tău. Este foarte frumos cuvântul te iubesc și cuvântul iertare. Și aici e câte o să citesc. Bună seara din România, îngerul nostru. Lumea te numește ca un înger, pentru că tu ai așa o voce calmă. Tot timpul ești pozitivă, niciodată n-am auzit o critică din partea ta și asta tot eu atrage. Văd că lumea ne urmărește și din Portugalia, eu tot mă aflu în Portugalia, jurnalul unui emigrant scrie istorie din Portugalia. Vreau să te întreb, cum a apărut ideea, de unde a venit? Pentru că tu în Moldova, ce studii ai făcut la universitate? Psihologie. De asta tu ești psiholog bun, calm, și Da, înțelegi foarte eu bine. am făcut 4 cursuri de psihologie. Unul a fost în Republica Moldova și 3 au fost în Portugalia. Eu am terminat Universitatea din Nazaré, din Republica Portugalia, una din cele mai vechi universitate din Portugalia. Și acum intru în altă universitate, dar facem online, din partea la pandemie. Deci, universitatea care m-a învățat pe mine și ce mi-a dat în capul meu, m-a ajutat foarte mult, foarte mult. Dar o putere a fost de la mama. Mama, deci, este o femeie foarte liniștită și întotdeauna m-a învățat nu vorbea pe nimeni. Nu avea grijă nimănui. Uite-n dulapul tău, dacă tu vrei să vorbești și să te jălui cuiva, du-te în oglindă, la Asta e WC-ul, mama aceasta este mama mea, la mulți ani mamă, și mama îmi spune așa, dacă vrei să vorbești jălui cuiva, du-te în WC-ul în oglindă, vorbește la oglindă, să știi că ea nu va spune nimănui. Învață-te și ai grijă de familia ta și de viața ta. Mama mi-a dat o educație foarte bună, liniștit, întâi mama niciodată nu m-a bătut, niciodată n-a răcnit la mine, deci este o icoană pentru mine, este un sfat, este absolut totul. De la mamă, în primul rând, vine, fiindcă mama este foarte puternică chiar și în zilele de azi. Mama poate foarte mult, mama are mare putere, mama cu rugăciunea și cu vorba ei și cu glasul ei, iar răstoarnă munții. Uite, tu vorbești și mie îmi vine, nu știu, așa, îmi vine a plânge, pentru că vreau, în primul rând, tot cum a fost ieri.
Alalta ieri a fost 8 martie. Felicităm încă o dată toate mamele, femeile, fetițele. Să aveți sănătate, să fiți iubite, protejate. Asta în primul rând. Așa că încă o dată la mulți ani, dragi femei, și ziua noastră trebuie să fie în fiecare zi, nu o dată în an. Nu o dată în an trebuie să primim flori. Eu vreau să anunț că Zidana are o surpriză la sfârșitul acestui live. Ea ne va da o rețetă. Poți să ne spui care? Dar de ce ați fac o mască aici în direct? Toate măștile care eu le fac sunt testate pe propria mea față, pe propria mea corp și păr. Eu voi face o mască pentru podoaba capilară, să ai un păr frumos, gros, luminos și lucios. Și ca să crească repede, aici, stai cu noi până la urmă ca să vezi surpriza. Asta am impresia că asta și la public a prins, pentru că tu nu ți-e frică cu te pare cu părul prins sau diferit, tu chiar testezi pe fața și pe părul tău în direct și lumea asta am impresia că îi place și continue să te urmărească și tot în fiecare zi, în fiecare zi vin alți urmăritori. Eu aici tot dau YouTube-ul tău pentru cei care nu o cunosc sau care vor urmări mai târziu acest live, să intre pe pagina de YouTube și să vadă că acolo tu ai multe. Poți să ne spui ce ai? Ai rețete, ai diferite tratamente. Da, deci, în primul rând, pe canalul meu de YouTube absolut găsești tot. Începând de la cele mai bune plante medicinale, că noi știm că plantele medicinale sunt un lux în ziua de azi, că toată lumea bolește, toată lumea au diferite situații, probleme și plantele medicinale sunt primul loc. Noi foarte greu găsim medicamente ca pentru bolile de piele, ca bolile de cap, ca cancerul sau racul, se numește, diabeta, ca infecțiile în sânge, dar știm că plantele medicinale au foarte mari puteri și poate să te ajute. Și fiecare om din noi, fiecare persoană, fiecare mamă, bunic, soții, poate să facă aceste infuzii, medicamente, măști în casă, ca tu să le ai ca un medicament. Aici eu am dat care o fotografie care tu mi-ai Da. trimis-o. Cum e primăvara, acum am văzut, am urmărit și eu, urmăresc pagina de YouTube și tu spui că acum, în perioada aceasta, putem să găsim și să facem o cremă din 8 sau 7, dacă nu greșesc, plante care sunt bune. Poți să ne spui, Da, Zidane? pe canalul meu de YouTube am mai multe. Cremă cu diferite plante care sunt pe prima scară din cele mai bune plante, care se găsesc primăvara sau din primăvară, vară, toamnă. Deci căbăpădia, gălbinele, aloia, frunza de dafină, cistotelul sau rostopasca, sunt diferite plante care nouă este mâna dreaptă, care ne ajută. Putem să le consumăm ușoare, putem să le consumăm în ulei, în ceai, uscate, cum vrem noi, dar să le consumăm că ele vindecă foarte multe boli, știm, chiar și ca cancerul. Noi avem planta de patlagină, rădăcina de patlagină, ea vindică cancerul, ea are echivalent la o chimioterapie, deci este foarte puternică planta de patlagină sau rădăcina de patlagină, sau rădăcina de brusturi, sau de hrean, sau de pătrunjel, sau alte semințe naturale care noi putem să le consumăm, să menținem boala, să o vindecăm noi singurii în casă. Cum se vindecau bunicii și străbunicii noștri? Prin plante, Da. prin rugăciunea plantelor, prin puterea plantelor. Deci, cu 70-80 de ani, chiar și 100 de ani urmă, nu erau spitale, cum acum suntem, noi ne-am modernizat foarte tare, dar foarte multă lume este bolnavă. Dar ne tămăduie cu ce? Cu plante de câmp, cu infuzii, cu ceaiuri, cu diferite uleiuri. În așa moduri, ei ne-au tămăduit pe noi sau pe părinții noștri. Chiar și bunicii, chiar și Da. bunicii, rămânem cu dânsii și ne tăiem cu un cuțit în primul rând și făcea. Ori noi suntem copii, noi umblam pe tot locul, ne băgam pe tot locul. Bunica și făcea. Lua o patlagină din grădină și ne pune pe rana noastră, fiindcă numai cu patlagina noi ne vindecam. Și ca patlagina noi cunoaștem mii, mii de plante medicinale.
Ai perfect dreptate, pentru că eu în copilăria mea am crescut la bunica și eu nu mi-aduc aminte ca eu să primesc un tratament cu medicamente. Tot timpul ea tot mergea la pădure sau din pădure pe deal, strângea diferite ierburi și îmi pare foarte rău că eu nu am prins asta de la ea ca să știu. Și o să te întreb acum pe tine, de unde tu cunoști toată informația asta? Că lumea, am impresia că tot vrea să știe. De unde tu cunoști atâtea? Da, toată lumea mă întreabă, Nadejda, chiar și pe canal de YouTube, Zidana, asta e adevărat, asta eu am vindicat bărbatul meu, eu asta am tămăduit bărbatul meu cu așa medicament, de unde tu știi? Eu am învățat foarte mult și învăț. Acum vreau să mai intru într-un curs, într-o universitate de la UER, dacă ai auzit-o, și vreau să mai învăț. Eu tot viața mea învăț. Investești. Și asta e Da. bine. Asta e bine că noi tot timpul, toată viața învățăm ca să creștem și de asta te respect și vreau tot acum să te întreb, pentru că ca tu să continui, să mergi, trebuie cumva să ai o susținere. Cine te susține? Pentru că chiar în proiectul ăsta care l-am început, dacă nu era soțul meu, fiica mea, eu nu mai făceam, nu stăteam aici cu voi sau să te ascult pe tine istoria ta. De asta, cine pe tine te susține? Nadejda pe mine mă susține un om foarte important, soțul meu. Soțul tău și eu aici Da. că o să dau, pentru cine nu cunoaște, o să dau o fotografie aici. Deja sunteți de mulți ani. El, am înțeles că tot e de religie sau de altă cultură, naționalitate. Soțul meu este ortodox, dar părinții lui sunt foarte religioși. Face parte din părinți religioși cu o religie curată. Noi deja ne cunoaștem de mult timp, noi deja suntem foarte mult timp, ani zile. Și pentru mine soțul meu este, să zicem așa, soarele meu. Să zicem totul pentru mine, trandafir, iubire, dragoste, armonie, absolut totul. Deci dacă există multe persoane ca să zică că, ori ca să spună că nu există familie să nu se certe, mă iertați, dar este, sunt eu. Eu cu soțul meu niciodată nu mă cert. Noi întotdeauna vorbim dulce, calm, liniștit. Dacă cineva este nervat, lasă de la dânsul. Taci, ascultă. Când s-a liniștit, îți spui părerea. Întotdeauna ne-am susținut, întotdeauna ne-am îndrumat, întotdeauna toate lucrurile micuți, dar frumoase. Noi suntem o familie simplă, noi suntem o familie, Doamne ferește. Dar soțul meu mă susține și la bine și la rău. Întotdeauna, cu liniște, cu dragoste, cu multă, multă răbdare, ca și în prima zi. Eu foarte des primesc întrebare, Zidana, familia mea deja se află în iad. Deci, toată comportația în familia noastră, familie, soț, soții, începe de la femei. Să știm că femeile are o putere foarte mare și ele tămăduiesc și fac din un vreasc un trandafir în familia lor. Deci femeia poate foarte multe în viață, foarte. Și eu, la fel cu soțul meu, întotdeauna se mai întâmplă că se mai supăr, se mai întâmplă că mai supăr, nu-mi place oriceva, dar întotdeauna cu dragoste, cu liniște și cu răbdare. La noi este așa o situație că noi ne iubim cum ne-am iubit în prima zi. Cum ne-am iubit în prima zi, cum ne-am cunoscut și în ziua de azi. Pentru noi întotdeauna sunt cuvinte frumoase, cuvinte liniștite, cuvinte de respect, în primul rând. Respectul este foarte important în familie, foarte. Dacă nu-i respect, nu-i nimic. Respect este și iubire, și dragoste, și liniște și pace absolut tot. Deci pe mine mă susține bărbatul meu, soțul meu. Și asta e important ca uneori să ai nu numai familia, dar cel mai important e soțul, dacă sunteți căsătorite, ca noi femeile uneori vrem, poate avem multe visuri să ne îndeplinim, să facem și trebuie cumva numai susținute, numai susținute ca să mergem mai departe. Vorbind de soț, că el mi-a luat fica și a ieșit la plimbare și acum văd că a avut gălăgie, că au venit. Pentru că
noi trebuie, ca să menținem tot familia pozitivă, trebuie să fim și noi împlinite. Și tu ești împlinită. Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu la moment pot să-i spun lui Dumnezeu, mulțumesc pentru tot. Eu am o soacră bună, eu am, nu o mamă, dar două, și ele știu amândouă, fiindcă la noi sunt așa o prietenie. Deci am o mamă, am o soacră, care eu pot vorbi tot ce am pe suflet, ele la fel, îmi dau sfaturi, eu le dau sfaturi. Deci la noi este o familie foarte puternică între noi, foarte, ne împăcăm foarte bine, este un respect, mama e mamă, soacră e soacră, bărbat e bărbat și soția e soția. Dacă la drept să vorbim, dacă este un cuplu și se căsătoresc și au un copil, mama trebuie să știe, soția trebuie să știe că nu are un copil, dar are doi în casă. Deci soțul trebuie alintat așa cum alinți un copil. El trebuie să-l mângâiești, ți dai dragostea de la început până la urmă, de la soț, ca să ai o familie fericită, ca să ai o familie puternică, trebuie să ceri iertare. Acum mulți pasă zic, Zidana, dacă eu nu am greșit, cum pot cere iertare? Da, iertare trebuie de cerut, fiindcă noi credem că nu greșim, dar noi greșim. Noi greșim toată ziua, cu gândul, cu sufletul. Și dacă îți ceri iertare de la soț, de la mamă, de la frați, de la sorori, să știi că în familia ta nu mai este bine, nu vei fi bolnav, nu ai avea probleme de sănătate sau alte tipuri de complicații sau probleme. Pentru că unele boli, tu deja probabil știi, uneori vin aici, de la creierașul nostru, pentru că avem ceva, o problemă nouă, ne spare, pentru că e o problemă din afară, dar nu, e tot de aici. Și dacă pot să spun chiar și de mine, pe experiența mea, că tot nu știam de ce mie eu tot timpul dorm, dar tot timpul sunt obosită. Și era cu o problemă care nu am rezolvat-o cu cineva și uite, când am rezolvat-o, nu știu cum a ieșit toată energia asta, m-am eliberat și uneori toate bolile, cum ai mai spus-o și tu, vin de aici. De asta noi trebuie, chiar dacă poate nu am greșit, dar trebuie să ne cerem iertare, ca ierta. Tu știi că a ierta, nu toată lumea știe să ierte. Da, asta este perfect și eu cea mai mare întrebare care o primesc. Zidana, vreau să vorbesc cu tine în privat, te rog, mă ajut. Cea mai mare întrebare, eu primesc problema cuplului primul plan. Problema că eu mă cert cu soțul, că el mă bate, că el se duce la altă femeie, că el face așa. A doua întrebare, e sănătatea ca cancerul. A treilea este că toată lumea are probleme de piele, deși de unde vine problema de la piele. Și a cincea întrebare, a patra, a cincea întrebare, vine diabet, da, la fel. Problema în cuplu, hai să, dacă am început să vorbim. Este foarte multă lume, foarte mult cupluri care se ceartă. De ce se ceartă? Noi trebuie să ajungem la rădăcina să vedem de ce, de unde vine cearta. Fiindcă un bărbat cu o femeie, ei se împrietenesc, pleacă la biserică, jur în fața altarului ca să iubească toată viața. Dacă ei au jurat să iubească toată viața, ei trebuie să trăiască în acea armonie cum au trăit-o în prima minută. În prima minută până la bătrâneță. Așa. Apare un copil, apare că bărbatul nu are de lucru sau alte probleme, că se mai termină banii. Și femeia începe. Începe toca, 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 toca și de aici se începe toate problemele. Întotdeauna în viață, în cuplu, trebuie să înțelegem că sunt valuri mai sus și mai jos. Sunt zile că putem să avem bani, sunt zile că putem să nu avem bani. Dacă noi ne iubim, dacă noi ne respectăm bărbatul cu femeia, noi trebuie să primim și zile când nu avem și zile când avem mult. Chiar dacă nu avem o casă, s-a întâmplat azi că nu avem casă, dacă tu te iubești și tu te respecti, tu duni pe o bucată de hârtie la podea, fiindcă tu te iubești. Asta înseamnă iubire, să primești persoana, o iubești așa cum este ea. Dacă tu trăiești cu persoana numai pentru bani sau numai pentru ca tu să-l țocoiești la cap, atunci se începe altceva. De exemplu, nu mai există iubire între noi. Deci este foarte important toată iubirea să începem de la noi. Noi să iubim. Noi dacă vom fi iubiti,
Și dacă vrem să fim iubiți, noi trebuie să iubim, noi trebuie să iertăm, noi trebuie să îi dăm prioritate de a fi liber. Dacă chiar să bei și un pahar și o bere undeva, o venit acasă, o vrut să bei. Noi trebuie să ne bucurăm că deja el este sănătos și el este bine și o băut, ok, toată lumea, bărbații, beau, da? O venit acasă și sănătos. Dar noi femeile ce facem? Când venim acasă, noi dăm drumul la gurița noastră. De acolo se începe. El se obosește de toată chestia asta și duce facă alinare, căldură în alt pat unde liniște. De aia noi trebuie să avem foarte mare răbdare. Încetul, cu explicație, frumos, nu-mi place, frumos, tolerant, dulce, liniștit și credeți-mă că în familie va fi totul bine. Eu aici văd multe mesaje, eu ca și tine nu reușesc, niciodată n-am primit atâtea mesaje și toate numai pozitive despre tine, îți mulțumesc, tu mai apoi când se termină live-ul să vezi și singură. Ne urmăresc 404 și numărul crește uneori, vreau să vă mulțumesc că ai adus încă o dată toată comunitatea ta aici să ne urmărească, să te redescoperim poate și din alt unghi. Vreau, tu aici ai spus că vin cu întrebări, vreau cu cei mai multe întrebări de sănătate, pentru că aici văd lumea deja tot te întreabă diferite ce să facă. Zidana, mai apoi o să vă răspundă dacă o să aibă timp, pentru că cu atâtea mesaje... Eu cu să răspund toată lumea, da, Nădejda. Noi suntem într-un, să zicem așa, într-un veac frumos, dar îmbolnăvicios. Chiar sunt persoanele aici în grup cu noi și ne privești că au peste 70-80 de ani. Niciodată în viața lor nu au auzit de COVID-19. Niciodată nu au auzit de boala asta care a aruncat-o peste noi. Noi suntem, noi trăim, avem totul, absolut totul. Numai lapte de pasăre nu avem, dar există o chestie că este boală. Este durerea, este suferința prin care noi o trecem. În primul rând, boala de piele. Toată lumea pe mine mă scrie și mă întreabă, Zidana, boală de piele, psoriaz, eczemă, bolile de păr, adică de piele de păr, boli de piele, picioare, absolut tot. Toate bolile, ca eczemă sau ca din familie de eczemă sau psoriaz, vine de unde? De la noi. Sau de la ce mâncăm. Nu avem grijă de noi, suntem foarte stresați, suntem într-o panică, nu ne putem regula cu această panică care este. Panica este o boală și doboară, ești la pământ. Dar trebuie să avem răbdare. Vom trece și peste asta, vom trece și va fi totul bine cu ajutorul Dumnezeu. Vom trece. Boala de piele este pe primul loc și cearta în cuplu. Deci aceasta este pe minima dat jos cu întrebări de acestea, chiar și bărbați mă scrie pe chat și pe Facebook și pe tot locul. Zidana, iartă-mă, eu nu pot să mă împac cu soția mea, eu o iubesc, dar eu nu pot să mă împac. Din partea la puterea banului, din partea la panică. Dar trebuie să avem răbdare că vom trece printre asta. Trebuie să avem multă, multă răbdare. Numai cu răbdare și cu liniște va fi totul frumos. Aici vreau să scuze-mă că te întrerup, că dacă este vorba, văd că în multe familii este vorba că anume certurile au loc din cauza la bani. Eu, de exemplu, în familia mea niciodată sunt căsătorit cu un portughez, niciodată n-am avut, mai ales că am pornit de la zero ambii, am trecut prin multe. Dar aici vreau să te întreb, pentru că noi tot timpul femeile poate ceartă bărbații și crezi că mentalitatea noastră cumva îi duc că anume sau spune că bărbații trebuie să muncească, bărbații trebuie, femeia mai mult acasă. Tu cum crezi? Pentru că certurile astea, cumva, dacă femeia ar fi și ea independentă, ar aduce și ea bani în casă, cumva am impresia că nu ar fi certurile astea. Eu, de exemplu, sunt la egalitate și când soțul are de lucru și eu am, când eu nu am de lucru și soțul are. Și de asta am impresia că la mine nu apară. Poate avem certuri, dar nu de la bani. De asta, cum tu crezi? Ok. Eu așa cred, așa cred eu sub. Părerea ta, vreau părerea ta, asta nu înseamnă că toată lumea... Bărbații noștri nu sunt niște cățeluși ca să ducă, ca să vină, ca să ne aducă
un guriț cu un os. Noi nu suntem prințesele lor, dar că stăm acasă în fotoliu, să așteptăm toată ziua numai fiți. Femeia trebuie să dezvolte, femeia trebuie să iubească, femeia trebuie să crească, ea trebuie să învețe, da? Deci, noi, dacă am făcut cunoștință cu un bărbat, noi, bărbatul este dragostea noastră, bărbatul nostru, iubirea noastră, amantul nostru, dar el nu este un tractor ca să vii să aduc scari, da? Tu trebuie să lucrezi de rând cu el. Ori trebuie să ai servici totul, trebuie să ai libertatea ta. Când vrei bei o cafea, când vrei tu ieși cu prietena ta, tu când Da. vrei bei la maică ta, când, tu cum vrei, faci ce vrei, da? Numai că trebuie să ne respectăm unul cu altul. Numai decât. Așa și bărbatul. Trebuie să-i dăm prioritatea de a fi liber. Trebuie să avem încredere unul în altul. Încrederea este o rugăciune foarte mare. Dacă eu nu am încredere, e jos. Deci nu există un cuplu fericit. Dacă el are încredere în mine și eu am încredere în el, deci este un cuplu frumos, un cuplu dulce, liniștit. Cum are și bărbatul trebuie să lucreze, așa și femeia are și trebuie și ea să lucreze. Deci, amândoi, capul în mișcare, mintea, hai să facem asta, hai să facem. Dar poate așa, un cap e bun, dar doi încă mai bun, da? Deci amândoi întotdeauna trebuie, bărbatul, femeie trebuie să fie așa, o mână întreagă, sunt două mâini, dar ei trebuie să fie o mână întreagă, și la bine, și la greu, și la pierderea de prieteni, și la ploaie, și la zăpadă, întotdeauna trebuie să fie un cuplu frumos. În primul rând, bărbat, mâna dreaptă și mâna stângă. Trebuie să facă frumos, un lucru frumos ca să împace. Dacă mâna stângă îți duce într-o parte și mâna stângă în altă parte, atunci, deci, cuplul s-a destrămat. Așa, uite, eu nici nu m-am gândit că o să discut cu tine, eu credeam că o să ne axăm mai mult pe bucătărie, rețete, dar chestia asta, uite, te-am redescoperit și eu, ca nume, uite, psihologia de cuplu. Vreau aici să dau o fotografie și o să ne spui unde erai, pentru că tot te afli într-o bucătărie. Așa, aici sunt la un canal de televiziune în Republica Moldova, adică sunt mai multe poze acolo, că am fost invitată la mai multe emisiuni. Aici sunt cu Victor Nupit, la o nouă zi m-a invitat ca să facă un orez cu delicii de mare. Deci Victor Nupit îl cunoaște tare multă lume, este un la mulți ani, chiar și astăzi mi-a transmis la mulți ani. Da, Deci am este văzut că au distribuit niște fotografii din când ai fost la ei. Și ce ai Adică, pregătit acolo? Ai pregătit mai multe, că văd că sunt delicii de mare și încă ceva, da, nu? am avut mai multe, chiar am avut și două filmări la mine acasă, în Republica Moldova. Am avut, l-a făcut plăcinte, l-a făcut borșacru, l-a strâns vița de vis, mai multe acolo secvenții. Dar aici am făcut cu Victor Nofit în direct un orez cu delicii de mare. Delicii chiar aduse din Portugalia, chiar scoici verzi. Dar cum le-ai adus? Pentru că Portugalia Acum mi-a adus bun. ușor, ca de fiecare an, cinstit. Noi știm că așa sunt ruți care pleacă acasă, acum au congelator, am încărcat, am trimis, am pus la înghețat, special pentru dânsi și am trimis, fiindcă delicile de mare au un gust la Moldova, deci este de multe ori înghețat, dezghețat și acolo au alt gust și s-au bucurat enorm de mult, enorm. Deci le-am făcut o mâncare portugheză, 100% gustoasă, gustoasă. Le-am copt și cozonac și plăcinte, mai multe. Uite, aici o să te întreb, de unde tu te inspiri pentru rețetele tale, ce rețete aduci, din ce culturi, pentru că tu cunoști cultura portugheză, deja cultura ta, dar nu înainte, că aici o cunoscută comună a noastră și că eu nici nu știam că vă cunoașteți, doamna Tatiana Nogalic, ea spune, of, o ador pe Zidana. Și da, eu știu, Tatiana, că și la frumusețe, ea se pricepe nu numai la frumusețe, bucătărie și la mai multe. Ești, așa că ne spui, de unde tu te inspiri? Nadejda, eu când am venit în Portugalia, terminasem un curs de psihologie, apoi am venit în Portugalia și m-am aranjat la muncă, la niște persoane, dacă cinstit, eu credeam pe atunci că este un trib. Eu nu știam unde am ajuns. Dar erau niște persoane naturopate.
Deci erau vegani, nu mâncau carne, nu mâncau absolut nimic. Deci eu acolo am prins, am învățat foarte multe lucruri interesante. Foarte multe lucruri că eu venind din Republica Moldova, eu nu înțelegeam că există așa viață. Există de a vorbi cu soarele, există de a, dacă ești supărată, ori ai nervi, ori vrei să răcânești o situație, cum să-ți descarci nervii, du-te în pădure și răcânești, Wow. măcar 2-3 minute, și să-ți iasă tot răul și tot negreața din tine, apoi tu te întorci la o viață normală. Este o terapie foarte bună. Am vrut să studiez și hipnozul, dar vreau totuși să încep să-l studiez. Deci am învățat foarte multe lucruri interesante. Nu știam că poți mănânci fasole încolțite, nu știam că poți mănânce suc de cactus. Așa. Eu vă arăt că am aici gătit cactusul. Noi cunoaștem foarte bine care este planta de cactus. Ei creșteau, plantau hectare de cactus. Eu nu înțelegem pentru ce. Avem un preț că lor le place floarea de cactus. Dar ei o Asta plantau este super. pentru persoanele care aveau cancer. Cancerul ei tămăduiau persoanele cu suc de cactus. Ei aveau hectare, asta este în Algarve, în Santa Caterina, Tavira, ei aveau hectare care cresc cactus. Cactus care crește o floare pe el, face un fruct, se mănâncă, se numește fructul dragonului, se numește în alte țări fructul Indiei, diferite, are diferite nume. Dar cactusul, sucul de cactus, ajută la cancer foarte bine. Deci este atâta echivalență are ca la chimioterapie, să știți. Și de Și acolo. marginea drumului în Portugalia găsește uneori. Da. Scuză-mă că te întrerup, scuză-mă, pentru cei care nu au urmărit acest live de la început, pentru că aici Tatiana Nogai-Lic mă întreabă de unde provine numele tău. Zidana la început a povestit de unde provine, așa că când terminăm acest live, poți să dai înapoi și acolo, ca să nu luăm din timp, pentru că ne așteaptă o rețetă în direct. Zidana ne va pregăti. Da. Scuze-mă, te rog. Nu-i Cam. nimic. Și apoi cineva m-a luat. Eu am lucrat mult timp acolo, eu lucram cu dânsii, deja m-am învățat să le fac mâncare, lucram cu karma, cu spiritul omului. Deci era o terapie care nu înțelege, deci nici nu are rost să vorbim, da? Dar apoi cineva i-a plăcut de mine foarte mult și m-a luat în casă la dânsi ca să-i gătesc. Să le gătesc mâncare și am nimerit la o familie foarte bogată. Foarte. Deci, prima scară, din cei mai bogați, nu știu câta persoană, în Portugalia. Și acolo eu am rămas un timp bun. Foarte bun. Acolo am început a face cursuri cu o familie foarte liniștită, o familie bună. Și mi-au adus să fac un curs cu Pedro. Tu știi cine e din Portugalia care a câștigat Michelin. Știi ce înseamnă asta, da? Da, o stea Michelin a unui restaurant, restaurantele Noi care au. avem în Portugalia 6. Sunt 6 în Portugalia, nu este numai unul, 6. Deci cei mai buni bucătari din Portugalia. Și mi-a arătat câteva cursuri, cum să fac, ce să fac. Și de acolo s-a pornit totul. Totul începând toată ziua, mă puneau să fac chiar și coraslă, chiar mâncau și zeamă, sarmalele moldovnești erau primul loc, plăcinte moldovnești, clătite, absolut tot. Deci aici noi învățam din toate țările câte, deci pelimenile, colțunașe rusești, zic așa, ei vin din Rusia, ei provin Rusia, Ucraina, da? Și așa îi făceam. Am început a face absolut totul cât puțin, puțin și de acolo m-am învățat. Așa că viața uneori ne aduce unele perioade, pot să spun așa, că te învați cu ceva, că apoi, că noi uneori ne întrebăm de ce anume se întâmplă acum așa ceva cu mine, ca să ne înveți, pentru că cândva, poate în viitor, vei avea nevoie. Dar când a apărut ideea cu te trebuie să filmezi și să pui, să-ți creezi canalul de YouTube.
Ok. Zidana. Asta s-a început cu Facebook-ul. Eu am postat câteva secvențe, câteva fotografii, cum făceam o placentă. Și cineva mi-a spus: Zidana, te rog, pune un video cum faci placenta. Și de aici a pornit. A început unul, a început două, a început 5-10 comentarii. Și eram cu soțul meu și soțul meu a spus: de ce nu deschizi un grup ca să faci o comunitate de gospodini, de albinuți, că acolo să vă învățați? Și am deschis grupul, apoi am deschis pagina, apoi am deschis YouTube-ul și la moment, aproape, suntem la 40 de milioane, aproape, acolo sunt milioane, nu mii, milioane de vizualizări. Asta e bine. Da, fiindcă nouă YouTube-ul ne arată statistica absolut cât s-au văzut azi, la ce mai bine s-au văzut, lumea la ce dă întrebări, ce interesează, care sunt răspunsuri, unde se duce. De exemplu, te distribui pe Facebook, pe Viber, pe WhatsApp, pe Instagram, pe toate rețelele de socializare și nouă YouTube-ul ne arată unde se distribuie și care întrebare este cea mai întrebată. Acolo tu te duci, tu dai răspuns, tu ajuți omul cu un sfat fără să-ți plătească, fără să nu-ți dai bani. Asta este foarte important în ziua de azi, fiindcă de a da un sfat trebuie să pierzi timp și toată lumea cere bani. Deja este un business. Dar la noi, în grup și pagină, nimeni nu ia bani. Canalul nostru de YouTube. Noi dăm sfaturi din inimă. Noi dăm sfaturi din sufletul nostru ca să ajutăm persoanele. Ca să fim o mână de ajutor, ca să mergem înainte, ca să ne dezvoltăm. Ca să arătăm că plantele medicinale care tu calci pe ea, care ea crește în copac, în parc, mă scuzați, mă iertați, tu din ea poți să bei un ceai care să te ajute la stomac, la ficat, la alte probleme sau situații care le ai tu. Și de Uite, acolo s-au pornit toate rețetele. aici cineva, eu nu știu cui i-a adresat întrebarea, mie sau ție, iartă-mi curiozitatea, ce limbă vorbești în casă? Pentru că tu, soțul tău e moldovean, da? Nu Da, e. eu vorbesc toată ziua cu soțul moldovean, la lucru, 100%, portugheză, 100%, la alt lucru, spaniolă, la alt chestii, rusă și tot așa. Și de asta, de aia, câteodată mai fac și un video pe YouTube și eu singur nu-mi dau seama că eu vorbesc un cuvânt portughez sau spaniol sau rus. Apoi îmi dau seama. Sau de două ori pot să repet un cuvânt și în portugheză și în română. Și apoi zic, lumea pe mine mă înțelege. Dar în așa mod, lumea pe mine mă iubește, fiindcă eu explic pe înțelesul tuturor. Deci dacă eu voi fi mult cultă și foarte cultă, deci cu siguranță lumea nu va mă înțelege. Dar lumea mă înțelege fiindcă eu explic prin înțelesul tuturor, chiar la persoane care au făcut școală, chiar la persoane care n-au făcut școală, chiar la persoane care au învățat foarte mult. Și de Eu, asta lumea și mă iubește. da, pentru că ai un accent mai diferit. Eu vreau tot să spun că tot vorbesc practic 99% acasă în portugheză și de asta și-am pornit acest proiect ca să nu uit limba maternă, pentru că se uită unele cuvinte, noi le luăm, le împrumutăm din alte limbi care le cunoaștem și la noi se face așa, știi, capul nostru e plin. E plin cu multe, cu multe și uneori, fără să-ți dai seama, tu pronunți un cuvânt dintr-o altă limbă și poate cei de acasă uneori ne critică, critică cei care sunt în diaspora, pentru că noi venim acasă în Moldova și folosim cuvinte împrumutate din țara gazdă, dar noi nu facem asta intenționat pentru cei care ne urmăresc, noi fără ca să ne dăm seama, pentru că eu îi înțeleg perfect când eu am acasă, exact așa gândeam. Wow, uite, acesta vrea să pară mai, nu știu, italian sau portughez. Dar, uite, deja locuind aici de 10 ani, e egal. Eu tot folosesc și de asta și-am pornit încă o dată, repet, acest proiect ca să vorbim limba română, să nu o uităm. Desigur, multă lume o să spună aici că limba maternă nu se uită. Da, nu se uită, dar unele cuvinte le uităm, pentru că împrumutăm altele și le înlocuim. Uite, Zidana, noi suntem deja la minutul 50.
Vrei să începem așa rețeta? Pentru că am impresia că multe urmăritoare, pentru că aproape suntem 487 de urmăritoare, așteaptă rețeta. Și eu aici, cât tu te pregătești, o să te întreb cum tu reușești, pentru că la canalul tău de YouTube apar uneori pe zi câte două, trei rețete. Când reușești să le faci? Soțul meu mă ajută mult. Soțul meu, deci, el este mâna dreaptă care el mă ajută întotdeauna și la bine și la greu și, cum am spus, sub loc, chiar și prin ploaie și prin frig. Noi întotdeauna ne ajutăm unul cu altul. Am venit de la lucru, am învățat, am venit, am făcut, am postat-o, nu am postat-o azi, o postez mâine și tot așa. Și eu sunt foarte bucuroasă, sunt nespus de bucuroasă că eu sunt pe lumea asta cu misii. De misia de a ajuta pe cineva, misia de a da un sfat bun cuiva, misia de a face un lucru frumos, asta este foarte important. De ce lumea mă iubește? Fiindcă de când eu am canalul meu de YouTube, de când eu am pagina, de când am învață găti cu noi grupul, peste 100 de mii de persoane, niciodată din gura mea nimeni nu a auzit o critică, fiindcă eu nu o fac. Pe mine nu mă critică lumea, fiindcă eu nu critic. Eu niciodată chestia asta nu fac. Dacă cineva o criticat, ok, noi mergem înainte, lăsăm de la noi și înțelegem că între noi mai sunt și persoane bolnave. Dar în tot canalul meu niciodată nu găsești critică. De aia și lumea mă iubește. De aia și lumea că eu dau sfaturi bune. Eu dau pe înțelesul tuturor, chiar o persoană dacă mă sună, Zidane, ajută-mă, un ajutor, un strigăt la cer, te rog, ajută-mă. Ok, Zidane, ajut cu un sfat bun. Eu am ajutat peste 1.000 și ceva de fete de a slăbi, că este foarte greu, numai cu un sfat bun, numai cu niște lucruri sănătoase, să o iei de la sine. Să iubească, este copil, este bărbat. Când, peste o lună, fetele îmi trimit pe Facebook, eu am slăbit numai cu ajutorul tău 14 kg, 13, 6 kg, numai de a vorbi, numai de a le înduruma. Este foarte important când îndrumezi, când alegi o prietenie adevărată, este foarte important. Și așa am ajutat foarte multe femei și fete de a slăbi. M-a sunat alaltă ieri un bărbat și mi-a spus așa, s-a exprimat în felul următor, se vede că era din Italia, eu nu știu, din România. Zidana, eu îți mulțumesc că noi în casa ta, de când te-am cunoscut, tu la soția mea ai schimbat viața. Și am zis, cum? Soția mea din partea ta e mai liniștită, e mai dulce, e mai calmă. Eu se vede că am vorbit cu ea. Eu se vede că i-am dat câteva sfaturi. Nu știu ce i-a spus lui femeia mea, nu știu ce i-a făcut, ce i-a vrăjit-o, dar femeia mea s-a schimbat foarte tare. Îți mulțumesc, draga mea, Zidane. Uite, vreau să începem pentru rețeta, pentru cei că aici văd că sunt multe întrebări, dar probabil Zidana o să răspundă după acest live, poate în privat. Eu nu știu, sincer, nu știu cum tu reușești, pentru că lumea crede că, uite, timpul, uneori întreabă că dacă costă, timpul costă, pentru că asta e timpul tău, uneori poți să-l petreci cu familia ta, cu soțul tău, dar uite, tu vrei cât de cât să lași, cumva să ajungi. Și asta e menirea ta, cum tu ai mai spus-o mai sus, că menirea ta e să ajuți. Nădiușa, dacă eu ajut o persoană, eu te ajut pe tine, tu ajuți pe ea, ajut pe Bebe, ajut pe Vasile, Vasile pe Gheorghe, nu va fi mai multă lume bună în lumea noastră. Da, lumea va fi plină de bunătate, dar nu de răutate. Fiindcă noi luptăm cu panică, cu turbășiune, da? Dar dacă persoana primește un ajutor, stai că Zidana m-a ajutat, deși n-a să ajuta. Zidane a ajutat-o pe A, pe B, B, A, P, s-au întins și a ajutat toată lumea. Dacă noi dăm un ajutor, o mână de ajutor, că nu este greu de a face un bine, de a face un lucru frumos, credeți-mă că persoana automată la fel face lucruri frumoase. Și multă lume se schimbă, credeți-mă, foarte multe
prin intermediul că noi nu ne cunoaștem, noi nu ne știm, dar noi că prindem și primim căldură de la persoană, persoana foarte mult schimbă, are altă intuiție, se gândește altfel. Stai, dar de ce e așa, dar eu tot aș vrea să fiu. E face masă, e arată bine, ea are părul sănătos, dar eu de ce n-aș putea o face? E arată bine, eu o slăbi, de ce eu n-aș putea? Și lumea se schimbă, lumea e mai bună, lumea e mai... Și vreau să spun că la canalul tău, acolo, toată lumea poate să aleagă, pentru că vreau să spun că nu toate, poate, femeile au acces, poate, la un crem mai scump, dar așa, e 100% natural și unele care ingrediente le avem acasă și chiar am văzut într-un live, tu spuneai că ouul e principal, practic, și îl avem acasă fiecare. Ouă este principal și usturoiul, este principal și lămâia, este principal și ceapa, lucruri care noi le întâlnim, care ele nu costă nimic absolut. Aceste alimente sunt alimente de aur, dar mulți nu le știu, mulți nu le cunosc. Atâta putere are usturoiul, are este antibiotic și lecuiește, tămăduiește foarte multe boli, foarte multe Mai ales probleme de piele. noi moldovenii, nu știu cei din România, dar eu țin minte înainte că mâncam un borș șor, dar nostru, chiar îl desfăceam și îl mâncam așa. Soțul meu când mă vede, că eu fac chestia asta, el se uită așa la mine cu niște ochi, pentru că la dânsii el folosesc în mâncare, dar nu mănânc așa, știi, crud, pot să spun. Dar noi îl folosim și asta ajută pentru... Cât de repede, Nadia, a trecut o oră, deja suntem o oră. Crede-mă că tare multă lume mă sună, chiar și ieri mi-a sunat o doamnă care eu nu am văzut-o niciodată, dar vorbesc de mulți ani cu ea, foarte multe sfaturi îmi dă aici pe live 100 și 1000 de procente Petruța. Era ora 3 dimineața, dar noi vorbeam pe telefon. Deci cu mine poți să vorbești, să vorbești, să nu mai termini vorba și tot vorbești. Deja a trecut o oră. Hai să trecem la Da. masă. Da, trecem, trecem, te las. Eu știu că aici lumea tot scrie că trebuie încă un live aparte, pentru că avem multe cu tine, chiar avem multe de discutat și asta nu poți să discuți tot. Eu o să dispar, o să te las pe tine singură, ca să vadă cei care ne urmăresc mai bine ingredientele, bine? Eu sunt aici, dar urmăriți acum pe Zidana. Ok. Dragile mele prietene, sunt Zidana, hai să facem o mască împreună. Astăzi voi folosi ulei de ricin, poți să-l faci tu singurie, dar poți să-l cumperi tu din farmacie, ulei de ricin. 2-3 linguri de ulei de ricin și 2-3 linguri de ulei de frunză de dafin. 2-3 linguri de planta de aloe vera. Deci ce fac eu mai întâi? 2 linguri de ulei de ricin, adaug peste el 2 linguri de ulei de dafină, uleiul de dafină îl faci tu singur el, canalul meu de YouTube, cum este, cum să-l faci. Nu știu dacă se vede. Vezi, parcă se vede. Eu dau așa. Ok. Tu poți să dai mai sus. Ok, și 2 linguri de ulei de aloe, știți care este aloe? Sunt foarte ușor de făcut aceste ulei, n-are rost să le cumperi, le faci tu în casa ta. Eu am aici foarte multe ulei. Ulei de usturoi, poți să-l faci, faci în 60 de secunde, ulei de mușețel, ulei de mimoza, ulei de cocos, ulei de frunză de dafină, de floare de frunză de dafină. Și acestea trei ulei ajută pentru ce, în primul rând? Crești părul, îngroași părul, îngroași firele subțiri și scoate matreața din capul tău. Este foarte important că noi să facem cu mânuțele noastre, nu cu pensulă, nu cu nimic. De ce? Pentru că acest ulei ajută și la unghiile noastre, el întărește unghiile. În felul următor, noi dăm pe mânuță, nu este nimic, scârbos, miros, foarte plăcut, el ajută, acest ulei ajută și la bolile de piele. Și dăm, deci, pe păr, așa. Dăm absolut, dar este foarte important când noi facem masajul, masajul la cap, masajul la tâmpli, masajul peste tot. Așa, facem și stăm cu el 30 de minute, apoi îmi spălăm părul cu apă călduță și șampon. Așa. Deci este o mască foarte ușoară. Dacă nu aveți
ulei de frunze, dar nu cumpărați în farmacii, ulei de ricin la fel, și tot loc se vinde aceste ulei. Stăm jumate de oră și apoi îmi spălăm capul. Măcar de 3 ori faci această mască pe săptămână. Această mască poți să faci la fetițele de 13 ani în sus. Chiar și la bărbatul tău, chiar și la mama ta, chiar și la soacra ta. Deci aceasta este mască. În câte secunde este ușor de făcut. Așa. Nadia? Da, eu sunt aici cu tine, te-am ascultat. Aici tot primești foarte multe mesaje, tot, nu știu, ceva contra scrâșnitul dinților prin somn. Aici că tot vreau să te întreb, pentru că fiica mea tot uneori face chestia asta și de asta șterg cu mine. La noi se numește crâșcă din dinți, știi că are paraziți în sânge sau la intestine. Pentru paraziți este lapte cu usturoi, lapte fiert cu mentă rece sau mentă proaspătă, semințe de in, semințe de chia. Persoana care crâșcă are paraziți și poate să nu se vadă prin microscop că paraziți este o boală, ea atât e de rău să ridică și în păr, se ridică și prin gură, se ridică peste tot locul. Deci sunt mai multe soiuri de paraziți, dar dacă faci 7-8 zile lapte fiert cu usturoi, nu este nimic rău de băut, cu minte rece, este nemaipomenit. Sau cu brusturi, lapte fiert cu frunze de brusturi, la fel te ajută pentru paraziți. Așa, uite, eu o să te întreb, ce nu ai reușit anul trecut și dorești anul ăsta să duci la bun sfârșit? Cartea, Nadejda, am început să scriu o carte din partea la pandemie s-a oprit, o carte cu un volum foarte frumos, cu ilustrații frumoase, poze. Încă nu i-am pus numele, multe am dat și notiția aceasta pe YouTube, care persoanele poate să-mi spui un nume de la o carte, leacul tămăduitoare sau alt fel. Deci cartea nu se va vinde, dar cartea va fi oferită. Și banii care persoane cât va vrea să dă, 1 leu, 2 lei, 50 de cenți, banii toți va fi oferiți la copiii care au cancer, care suferă de cancer sau la alte persoane care suferă de boli, chiar și în Republica Moldova, chiar și în România, chiar și peste tot. Problemele de sănătate, deci boli, ca să tămăduim boli, ca să ajutăm, ca să facem un lucru frumos. Înseamnă că cartea va conține doar rețete sau ceea ce ține de sănătate, nu o să Da. fie Nu, primul volum îl facem cu sănătatea. A doilea volum îl facem cu rețete, începând de la pâine, cozonac, pește, absolut tot. Și a treilea volum vedem, merge cu încet, cu încetul, vom face absolut tot. Și ce, eu știu că cartea, dar eu știu că tu mai dorești, vrei să ajungi la 100.000 de urmăritori. Nu, eu nu vreau ajung la 100, vreau să ajung la 1 milion ca să ajung persoanele care n-au ce mânca, persoanele care stau pe stradă, persoanele care sunt bolnave, persoanele care au nevoie și nu au putere. În ziua de azi sunt foarte multe persoane bătrâne care n-au ce mânca, care fără căldură, care n-au un posmag să mănânce, care nu mănâncă de Crăciun, nu știi ce înseamnă cozonac. Sunt mai multe chestii, nu numai ca să ajungem. Noi trebuie să ajungem departe. Noi trebuie să fim oameni. Noi trebuie să dăm o mână de ajutor, noi trebuie să ajutăm. Din ajutor, din ajutor vom deveni oameni. Din dar vom face rai. Așa a zis Dumnezeu. Eu îți urez ca tot să îndeplinească ce ți-ai pus, dar eu știu că tu dacă îți pui ceva, numai decât ajungi acolo unde dorești. Eu probabil o să trebuiască să mai facem cu un live pe viitor, pentru că acest live trebuia să fie înainte de anul nou, vreau să-ți aduc aminte, dar cum ești ocupată și nu poți să te prind, uite, am așa de pe o zi pe alta, uite, facem. Înseamnă că facem acum, că dacă nu, iar o scăp și iar nu pot să o prind. Eu te mai aștept cu alte rețete, poate când lansezi cartea, chiar să vii să o arăți deja așa pe hârtie tot și Cum pentru mai că lumea deja drag? îi întreabă de unde poate să o procure. Ea încă nu-i gata, dar numai decât urmăriți-o pe Zidana că ea o să anunțe. Așa, cartea va fi oferită la persoanele
care dorești și ne dorești. Cu siguranță sunt mii și sute de persoane care vor dori cartea. Dar banii colectați încă o dată vor ajuta familiile vulnerabile, mai ales familii cu copii mulți, mai ales persoane bolnave, mai ales mame bolnave. Deci vom ajuta mână de la mână. Trebuie să ajutăm. Numai decât trebuie să ajutăm. Tu mă ajuți pe mine, eu ajut pe altcineva, altcineva Da. ajută pe mine și tot așa. Eu o să te întreb aici dacă cineva te ajută, pentru că tu de una singură nu știu dacă reușești la carte, dacă nu știu, dacă dorești să dai niște nume sau nu. Este cineva care te ajută să scrii, Nu, să nu, nu, tu nimeni nu mă ajută, eu singurie cu soțul meu, absolut nimeni nu mă ajută, de la nimeni nu cerem bani, de la nimeni nu ne dă absolut nimeni. Noi facem puterile noastre, noi mergem înainte, noi facem lucruri frumoase, știți, nimeni absolut, noi singurii, până când noi singurii, când va fi timpul, când noi nu mai putem, atunci vom vedea, dar la moment, chiar și multă lume întreabă că eu am făcut pe canalul meu de YouTube o cremă pentru dureri de picioare. Foarte bună și ajută nemaipomenit. Zidana, deși nu vinzi. Fiitor, Zidana nu vinde absolut niciun medicament. Zidana e aici ca să-ți arăt cum tu poți face în căsuța ta, în cuibușorul tău, ca tu să poți face pe viitor pentru tine. Cineva m-a întrebat, Zidana, scuză-mă, dar eu pot să vând crema ta, pot să o fac, pot să o vând, da, pot să o vinzi, numai te rog, nu pune un preț foarte mare ca să permită toată lumea să o cumpere, ca toată lumea să fie sănătoasă, să fie bine, ca să fie de ajutor. Și să o faci cum este indicată, ca să fie de ajutor. uite, dacă aici vroiam ca să te întreb, că era un mesaj mai sus, Tatiana Nogailuc din Italia, cunoscuta noastră, spunea: noi la Roma avem pe Svetlana care produce creme, uleiuri esențiale, studiat naturopata, nu te-ai gândit să produci și tu? Și de asta. Tatiana, până când nu? Până când nu? Că eu chiar și alaltă ieri, 2 zile în urmă, mi-a bătut cineva la poartă, că m-a rugat, a insistat, te rog, te rog. Și i-am dat un borcan de cremă, am dat la Bela, ce până când nu? Până când dăm sfaturi ca lumea să se simte bine, ca lumea să știe, ca lumea nu poate să studieze, nu are timp să studieze, până când nu vând nimic, până când rămânem pe loc și ajutăm persoanele cu sfaturi și primim sfaturi de la alte persoane. Și Timpul vom vedea. cei care ne urmăresc, poate nu s-au abonat la canal, invitați alți prieteni, pentru că numai așa, poate cineva nu cunoaște canalul Zidanii și poate cuiva are nevoie de o cremă sau de o rețetă. Așa că invitați alți prieteni sau distribuiți acest canal de YouTube, pentru că acolo chiar poți să. Am impresia că sunt multe canale cu rețete culinare, dar un canal așa unde tu să intri, să găsești atâtea, nu este. Da, Ar fi jos, aprins la Nadejda. public. Da, jos, Nadejda. Deci noi dacă vrem un chec, un cozonac sau o tortă, noi intrăm și o găsim. Dar o mască care tu să o faci pe față, din partea la riduri sau la coș sau la cnei sau la alte probleme sau la răzăcei, nu prea găsești, fiindcă ele sunt vândute. Persoanele ca să dai acest sfat sau acest truc, vinde sau este pe bloguri care tu trebuie să și să plătești ție această rețetă. Dar aici, pe canalul nostru, o iei de gratis. Nu plătești nimic și cauți care e situația ta care te poate vindeca. Uite, vreau la sfârșit să ne lași un mesaj tuturor femeilor, mai ales că a fost 8 martie. Îmi pare foarte rău că deja trebuie să încheiem. Nu vreau să fie așa un live mare ca să nu poată să fie. Și mai ales că știu că live-urile tale toți sunt scurtuțe, scurt, clar și cuprinzător. De asta o să trebuiască să facem numai decât a doua parte. Și la sfârșit vreau un mesaj pentru toate urmăritoarele, toate femeile care ne urmăresc și ne vor urmări. Dragi femei, dragă mamă, dragă prietene, în primul rând, noi trebuie să avem răbdare, noi trebuie să iubim, noi trebuie să iertăm. Nu vă certați. Viața este atât de scumpă, viața este atât de scurtă, n-are rost să pierdem timpul să ne certăm
vecina cu A, cu B, cu C. N-are rost să ne certăm cu mama. Iertați-vă cu mamele voastre. Împăcați-vă. Cele care nu vorbesc cu mamele, coaceți-o pâine. Cumpărați-o un buchet de flori, o floare. Și duceți-vă și vă împăcați cu mamele. Că mama este una. Mama nu trebuie să o pierdem. Mama trebuie să o iubim. Îi mulțumim cu un lucru că ne-a dat viață. Ne iubim, dragi femeile. Avem dreptate. Avem răbdare. Avem credință, avem liniște, pace în sufletul nostru. Eu îți mulțumesc. Vreau tot, o să ne luăm rămas bun așa ambele. Înainte de a închide, vreau tot să urmăresc la cele. Aproape au fost azi și 500 de urmăritoare care ne-au urmărit aici în direct. Vreau să le mulțumesc numai decât. Dacă v-a plăcut și doriți mai apoi, puteți să puneți și like sau să subscrieți canalul meu, Jurnalul Unei Emigrante, pentru că o să aduc aici și am adus femei, așa ca Zidana, puternice, frumoase, și care au o istorie și noi toate avem o istorie în spate. Așa că, încă o dată, Zidana, vreau să-ți mulțumesc pentru susținerea ta, pentru că chiar m-ai susținut și de când te cunosc nu am auzit o vorbă, o critică sau o vorbă așa mai răutăcioasă sau chiar pe cineva să critici. Eu îți mulțumesc, le mulțumesc la cele care ne-au urmărit și pe canal și pe pagină. Eu luna aceasta am dedicat-o femeilor și am chiar câteva video făcute de bărbați pentru femei. Fiecare bărbat vorbește despre o femeie din viața lui, despre mamă, despre bunică, despre fiică, soție, așa că urmăriți pagina și canalul de YouTube. Zidana, încă o dată îți mulțumesc și ne auzim! Succese! Aveți răbdare, iubiți-vă și multă, multă, multă sănătate. Eu din casa mea vă transmit în casa voastră multă iubire. Și de apropo, eu de la voi iubire. Cu mult drag a fost Zidane. Pe curând!